e Mara, o fată de o frumusețe aproape angelică. Nu o puteți vedea pentru că e minoră și identitatea trebuie să-i fie protejată. Chiar și așa, cu greu și-a făcut curaj să vină să-și spună povestea. E timidă și acum îi tremură mâinile și își frământă degetele. Care este cel mai fericit episod din copilăria ta? Ochii se luminează pe loc și răspunsul vine imediat. Eram cu mama și tata la mare. Și eram în Bulgaria, eram cu mai multe familii și ne mergeam la un hotel, anume, în fiecare an. Și pentru noi era wow. Aveam o casă undeva sus pe munte, era părăsită și ne ziceam că e casa lui Scooby-Doo. Și mereu aveam așa câte o aventură să mergem până acolo și ne imagineam chestii, ziceam că acolo sunt stere, chestii, chiar dacă nu era nimic acolo, dar ne imagineam și încercam să găsim. Pentru mine fiecare zi era o aventură. Așa mă pot simți ca într-un desen animat. O vreme, pasiunea ei pentru aventurile lui Scooby-Doo s-a împletit cu patima pentru droguri, căci Mara avea doar 12 ani când a început să fumeze țigări cu substanțe psihoactive. Miros aici un mister care trebuie rezolvat. Doar că acest mister, cel mai mare dintre toate, nu este desprins din desenul animat preferat, ci e chiar adevărul, sau mai bine zis, răul din spatele dependenței. Iar pentru a-l identifica, Mara a intrat în labirintul propriei anxietăți și a căutat indicii în fiecare etapă de zbucium. Nu eram fericită cu persoana mea. M-am închis foarte mult în mine și mi-era frică să vorbesc cu persoanele, că toate persoanele aveau o părere despre mine, că eram într-un anumit fel, fără să vorbesc cu mine, să vadă cum sunt. Eu am primit și bullying în școală, din clasa 4 până în clasa 7, ca lumea. Făceau conturi de Instagram cu mine fake și puneau anumite poze cu mine. Începusem să mă tai, să îmi fac rău. Anxietatea s-a agravat în pandemie, mai ales la începutul ei, căci din luna martie a lui 2020 și până în vacanța de vară, orele în școala mare nu s-au ținut nici măcar online, iar lipsa de socializare a stins rapid și prieteniile existente, spune mama fetei. Atunci a fost căderea ei, practic. N-aveai voie să-i scoți nicăieri, puteai să o duci nicăieri, s-a văzut rupt așa de tot, închisă în casă, nu mai putea să meargă să-și vadă prietenii, mai putea să iasă din casa nicăieri și, nu știu, chestia asta a făcut depresivă, stătea singură în cameră închisă, plângea. Acolo, în izolare, ajunsese să urmărească Scooby-Doo în maraton, episod după episod. De fapt, așa Mara își lua rămas bun de la copilărie. Cum ai denumit capitolul încheiat? Începerea conștientizării. Pentru că începeam să conștientizez creșterea gen. Lasă jucările de jucării, hai să vedem ce e în următorul capitol. Și cum s-ar numi următorul capitol? Haos. Haosul a fost declanșat de nevoia de a-și amorți durerea. Scooby-Doo nu-i mai era suficient. Poveștile echipei Mystery Inc. o captivau în continuare, dar soluțiile salvatoare și finalurile fericite păreau a fi prea departe de realitatea ei, cea de care tot încerca să fugă. Eu nu m-am apucat de droguri ca să fiu cool, ca să fiu în tren sau de la o melodie sau ceva de genul. M-am apucat pur și simplu că eram tristă, gen eram în durere. M-am tăiat. Ok, m-am simțit bine, am trecut mai departe, nu a fost destul pentru mine. Hai să găsesc altceva care poate să fie și amuzant și în același timp să-mi fac și rău. Și am dat droguri. Dar eu le-am căutat mai pe scurt. Eu am căutat persoanele respective care se drogau, să ajung la ele și să o fac. Atâta vreme cât Mara însă își fugea de propriile sentimente, nici mama nu-și dădea seama ce se întâmplă cu fiica ei, așa că o vreme a continuat să pună comportamentul schimbat al copilului său pe seama anxietății din pandemie. Trecuse primul val așa, te mai lăsa să ieși pe stradă, să te duci în anumite locuri. Atunci ieșea cât mai mult posibil și atunci a început să consumi. Nici nu știam exact la început ce semne trebuie să-mi dea și ce, la ce să fiu atentă. A început să se schimbe modul de noapte, zi,
noaptea stătea trează, ziua dormea. Slăbise foarte mult atunci. Vacanța de vară, practic, a fost apogeu atunci când n-am mai avut nici școală, nici nimic. Atunci a consumat foarte mult. Cât de mult consumai? 60-70 de plicuri sau chiar 80, nu mai știu exact cât a fost cam pe zi numărul. Pe zi? Da. Și ce fel de droguri luai? Tot, în afară de heroină. Am înțeles că așa zisele droguri legale ar fi cele mai nenorocite. Da, pentru că efectul lor ține cam 20-30 secunde și după aia imediat lovește sevraj. Și pentru, să zicem, prima dată când iei, e un feeling gen, te simți foarte fericit. Gen, simți că totul e împlinit, că totul e bine, dar e doar o iluzie de câteva secunde. Și după aia, bineînțeles că vrei iar să te simți așa și totul faci, totul faci, totul faci. Ajunsesem într-un punct în care puteam să mă droghez și să nu mai simt nimic nici când mă drogam. Adică eram așa de, nu știu, stricată neurologic, să zic așa, încât nu mai înțelegeam nimic. De fapt, simțea un gol imens, oglindit până și în privirea care nu mai transmitea nimic, așa că nu se mai uita în ochii nimănui, nici măcar ai mamei. Ascundea o confesiune dureroasă care voia să iasă la iveală și pentru asta părinții au recurs la blaf. Noi am aflat prin toamnă așa și atunci cumva am înfruntat-o și am spus că știm tot. Și atunci ea a spus-o, crezând că noi deja știm că se droghează și ce ea și ce face. Care a fost reacția dumneavoastră? Am fost puțin șocată. Nu mă gândeam la așa ceva. Am învățat-o de mică să ia droguri. Că sunt periculoase, că poți să mori, poate să profite cineva de tine. După ce a aflat ce se întâmplă cu fiica ei, și-a călcat pe inimă și a acționat așa cum i-a dictat primul impuls. I-a luat telefonul și a ținut-o închisă în casă, izolându-o din nou. Practic tot sevrajul atunci l-a avut acasă. A fost crunt. Pentru că nici noi nu am fost învățați de nimeni ce să facem. O apuca, arunca cu lucruri în cameră. O distrugea tot ce prindea. Să închidea în baie, să tăia cu lama pe picioare. O să descriu un cuvinte de ce era sufletul. Să-ți vezi copilul așa, nu știu, că se taie, că face cum face, sub efectul drogurilor, doar dorit la nimeni, da? Asta e realitatea. Mi-era frică să stau singură cu ea în casă, pentru că a dat și în mine de două ori. Nu pot să zic că nu m-am gândit să o dau afară din casă. Să zic, gata, nu mai pot, până aici, punct. Te dau afară. Faci ce vrei, te duci unde vrei. Nu mai pot. Am avut gânduri, dar n-am putut să le aplic. Nu n-am putut să o las orice mi-ar fi făcut. N-am putut să o abandonez. E copilul meu, așa cum e, e copilul meu, asta e. De fapt, în 2020, spune Mara, mulți adolescenți au ales drogul ca mijloc de evadare din concret. Apoi însă, ea a realizat că fusese doar un context favorabil consumului, dar nu și motivul. Motivul trebuie căutat în răni deschise, traume neprocesate, netratate, nedepășite. Ajunsesem la 13 ani și am dat de băieți mai pe scurt ca lumea. Adică, pentru mine nu prea însemna foarte mult din sexul în sine. Pentru mine însemna gen că mă ținea în brațe, mă mângâia, că vorbea cu mine. Adică, mare parte, ca să obții o chestie de genul de la un băiat, trebuie să te și curgi cu el. Asta venea la pachet cu ce voiam de fapt. Mă cam torturam în fiecare mă posibil. De ce autodistrugerea? Trebuie să existe o conexiune între toate acestea, și-a spus Mara, imitându-l pe Fred, conducătorul mașinii Mystery, cunoscut pentru abilitatea sa de a rămâne rațional în abordarea problemelor. Și cu cât mai mult se adâncea în propriei tristețe, cu atât mai clară devenea acea legătură. Am avut atât de multe experiențe cu băieți și atât de chestii nașpa am pățit doar pentru că am vrut să simt afecțiunea respectivă. Eu nu prea avusesem parte de chestia asta față de la o figură masculină. Într-adevăr,
Fiecare urmă lăsată de suferință ducea spre un tată abuziv care, spune Mara, nu a iubit-o. Și multă vreme, fata a crezut că e, de fapt, nedemnă de dragostea lui. Eu și când am avut o relație până să fac eu 10 ani, adică era foarte rece și dacă, nu știu, eram, să zicem, fericită cu ceva și vreau să mă duc să-i spun lui despre chestia asta, ei, tati, da, gen, el nu mă băga în seamă, că abia după ceva timp observa că eu sunt acolo. Pe mine m-a afectat chestia asta. Mă simțeam că sunt o persoană gen nașpa și mă uram așa de tare încât am zis că, bă, eu nu merit să fiu fericită, eu nu merit să fiu bine. Plus că au fost niște momente când și-a vărsat nervii foarte tare pe mine. O mare parte din nervii pe care și-a vărsat el pe mine, i-am vărsat pe alții mai târziu. Se referă în primul rând la omul care i-a fost mereu alături și care suferea pentru că nu-și mai putea îndeplini rolul de mamă. Nu știa cum să aibă grijă de copilul ei, cum să-l țină în siguranță. Ce v-a durut cel mai mult în perioada aia? Cum vedeam pe ea că nu e bine. Și că nu știam cum să o ajut. V-a povestit vreodată ce simte legat de tatăl ei? Da. Mi-a spus. Avea o putere de nedescris. Deci le dă o forță și nu mai ține cont de nimic. Și atunci putea să spună ce vroia ea și ce avea pe suflet, că nu-i mai era frică de nimic. Da, pentru că ajungeam gen să mă droghez excesiv cu multe lucruri și aveam așa de mult tupeu la un moment dat încât am putut să vorbesc cu tata gen și zic tot gen și ne-am confruntat, ne-am bătut, ne-am, nu știu, adică făceam efectiv tot ce îmi venea pe loc, ei nu mai aveau control asupra mea. Dar după gen încercam gen să mă droghez în continuare doar ca să nu mai simt gen vinovăția de la ce făcusem înainte. Neiertarea e pedeapsa pe care dependentul și-o dă sieși. Iar în timp, lista de lucruri, așa zis de neiertat, devine tot mai lungă și mai urâtă, pentru că el însuși își spune: ce contează că mai fac vreo un plus? Oricum, nu mai credea în propria salvare. De fapt, Mara a amenințat de multe ori că se sinucide. Ba chiar a și acționat în acest sens. A luat tot ce a găsit în casă. Ca pastile. Mi-a spus și ea după ce s-a făcut bine că l-a fost de fapt strigătul meu de ajutor, că nu mai știam ce să fac. Nu voiam să mor, chiar nu voiam să mor și nu voiam nici să ajung o legumă mental, adică nu mai suportam să trăiesc așa. Și astfel, mama ei a realizat că izolarea nu înlătură problemele care au declanșat consumul și nici nu o va ține pe Mara în siguranță. E o soluție să o închid în casă. Va face mai rău. Și decât să stau și să intru din 5-5 minute în cameră, să nu-și facă rău sau, Doamne ferește, să arunca pe geam sau mai știu eu ce făcea, și atunci i-a redat libertatea. A fost cea mai grea decizie, întrucât știa că Mara se va droga cu prima ocazie. Pentru un dependent nu există o forță mai mare decât următoarea doză. Așa a făcut și supradoză. De fapt... Supradoze peste chestii spitale. A avut un fel de cop de la droguri. Nimic nu părea să o mai oprească din consum. Fiecare noapte mă gândeam să nu mă sune iar cineva. Când pleca de acasă noapte. Stăteam, dormeam cu telefonul în mine, să nu îi se întâmple ceva și să mă sune salvarea, poliția, eu știu, așteptam la orice. Până la urmă s-a întâmplat ceva, dar nu Marei, ci celui mai bun prieten, care a murit de supradoză chiar în brațele sale la o petrecere de revelion. A simțit din nou durere, doar că niciun drog nu mai ajuta să uite. De atunci a trecut un an și jumătate, dar Mara încă nu poate vorbi despre pierderea ei. Îi poate doar avertiza pe alții ca ea. Sunt deja niște copii care faceți niște chestii și nu vă așteptați că o să se ajungă la chestia asta. Adică niciunul dintre voi mental nu vă gândiți că o să moară unul dintre noi de la chestia asta. Cum ai reușit să gestionezi acest moment? Cu ajutorul psihologiei și psihiatrii mele. Am fost și internată o săptămână din cauza asta, ca să pot să trec mai ușor peste ce s-a întâmplat.
Acum, atât Mara cât și mama ei fac terapie în cadrul programului Safe Space, derulat la Agenția Națională Antidrog. În sfârșit, ne spune și nouă cineva ceva, cumva. Cum să ne comportăm și ce să facem. Aici au înțeles care e cheia spre vindecare. În cazul Marei a fost iertarea, iar în cazul mamei, răbdarea. Și mi-a zis, închis, fără bătăi, răbdare. Multă răbdare să aveți cu ea, să fiți calmi. Învățăm să trăim împreună și să mă înțeleagă. Nu ne mai certăm. O mare parte pleca și de la familie, cum ne înțelegeam noi. Și după ce am dat afară tot, am realizat că, bă, uite, nu e chiar așa de rău după ce se termină, gen, să dai tot afară, să plângi, să treci prin toate emoțiile pe care tu nu vrei să treci, gen, fugeai de ele, prin droguri. Nu-i nimic de speriat decât frica însăși. E un citat din Scooby-Doo pe care și l-a amintit acum Mara. Până la urmă, ea a rezolvat misterul care a declanșat dependența de droguri și a găsit ieșirea din labirintul propriei anxietăți. Face în așa fel încât astăzi să fie mai bine decât ieri și astfel a ajuns să se iubească din nou.